Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața neapărat așa cum o meritați. Vă ofer o bucurie astăzi. Era să explodez, că știți cum vin, așa mie mai explodez câteodată. Vă ofer o bucurie, chiar dacă sunteți la insuportabil, știu că vă place asta, vă place ce facem aici, nu că viața este insuportabilă. Dar facem noi cumva să ne revenim. Vom mm. vedea când și cum. Astăzi vreau să vă ofer o bucurie, și când spun asta, <coughs> mă gândesc la invitatul pe care l-am alăturat. Nu vi-l arătăm acum. Vedeți imediat. M-am gândit la evadatori din deziluzii. Din deziluzii. Cine ne ajută? Ne ajută cartea, ne ajută arta, ne ajută. Da? dar mai ales actorii, artiștii în genere, ca să-i așezăm pe toți așa, și soliști, și artă lirică, etc. E, actorii ne ajută să, să ieșim din deziluzii, ce puțin vremelne, cât îi urmărim, fie că îi urmărim pe mediile electronice, fie că îi urmărim în sala de spectacole. M-am adus aminte acum, dar nu, îmi amintesc puțin mai târziu. Vă prezint invitatul de astăzi. E, un domn fascinant, are un nume cu o rezonanță care pe mine mă emoționează. Decebal Curta. Actor. E, actor care, mă rog, a jucat pe mai multe scene, dar mai ales pe scena teatrului Tănase, Constantin Tănase din București. Voila! Decebal Curta. Domnule Curta, vă mulțumesc frumos! Pentru că lec. ați acceptat invitația mea. Ce vreau să le spun telespectatorilor, dar vreau să fim părtași, mi-am amintit, mi se întâmplă mai rar să mi-amintesc, dar mi-amintesc. Confucius spunea așa, bătrânețea, bătrânețea este fascinantă. De ce? Pentru că este foarte adevărat că încet, încet suntem scoși din scenă. Dar ni se oferă un loc, în primul, în primul rând, în calitate de spectatori. Ce înseamnă asta, din punct de vedere al vieții, nu al, al artei, spunea Confucius. Ceea ce, ceea ce este absolut senzațional. Deci ieșim încet, încet din scenă și ne așezăm, adică nu ne așezăm, ni se oferă un loc, în primul rând, pentru ca să asistăm la acest fascinant spectacol al vieții. Da, am vorbit cam mult, nu-i așa? Nu, no. perfect. perfect. Evadator din deziluzii. Vă place ideea? Da, foarte mult. Ieșim din deziluzii, cel puțin cât stăm pe scenă, nu-i așa? Da, uităm. Uităm. Domnule Curta, așa, un, un scurt parcurs al, al, al carierei dumneavoastră, până când ați evadat, că în urma ați evadat? M-am evadat. Ați evadat. Vor, Dar ați revenit, da? Am revenit. Ați revenit, da. Am revenit. Am plecat să trăiesc și m-am întors să mor. Senzațional e titlul de roman. Da. Deci, oameni bun. acum ați făcut, ați făcut trimitere la faptul că ați plecat din țară, nu? Da, bineînțeles. Ați plecat în Statele Unite ale Americii, unde da. aveți doi fii. Doi fii. Să da. vă trăiască Mulțumesc. domnule, e sensațional ce mi-a spus. Am plecat ca să trăiesc și m am întors ca să mor. Da, n-a fost o chestie spontană. Am spus-o de nenumărate ori de când am revenit în Brașov. Când ați plecat din țară și când v-ați întors? În 81 să... am plecat și m-am întors, ne-am întors în 2002. Bine, am ajuns în 82, am plecat în 81, dar în 82 am intrat în stat. Așa, și ați mai făcut, ați mai am... practicat? Nu. nu. Acolo e mai greu. E altă școală, e altceva. E închei. N-am cochetat cu limba engleză mai deloc. Așa. Am fost franțuzit mai mult. Am înțeles. Da, ne întoarcem la evadarea dumneavoastră pentru ca telespectatorii să vă cunoască, așa pe cât ne stăm putință pe parcursul acestei întâlniri. Ați făcut teatru, da? Ați făcut, așa se cheamă, Iată ce se numea pe vremuri, da? Uh, ați început la Bârlad? Da. da. Primul teatru a primul fost. Teatru. Cât a stat acolo? Cinci ani. Ce, ce ați jucat acolo? Oh, de toate. Dar uh, a fost bun teatru ăla cu mine. Am, uh, am jucat și cam ce am vrut câteodată. Adică, de exemplu, Figaro. Ah. Mi-am dorit foarte mult să joc Figaro. S -a -s -a. Și. că nu. De ce să ascund? mai toți am fost uh, membri membrii de partid. Într-o știință de partid am spus, eu vreau asta. <laughs> și cum partidul făcea totul, <laughs> mi-am uh, mi văzut visul și am jucat Figaro. Am jucat mai mult pe cală, șerte mărgărite, Figaro, mai uh, bai, dar nu mi-aduc, mizantropul, Molière. Ne amintim -am pe parcurs, nu e problemă. Da. Bun, de acolo, de acolo ați... A fost, prima evadare de la Bârla. De da? la ați dus spre capitala României. Da. Și ați aterizat pe scena Teatrului Constantin, Constantin Tănase. Da. Dom'le, e senzațional. Altfel de teatru. Mă impresionează teribil când aud Teatrul Constantin Tănase. Da. E senzațional. Da. Acolo cât v-ați desfășurat? Șase ani. Până am plecat. Până ați plecat. Da. M și acolo? Acolo am dat. M-am am, am, -am, -am trezit deodată că nu știu nimic, de fapt. În meserie vorbesc. Era cu totul altceva. Am. Eram, veneam dintr-o poveste și intram într-o nouă poveste despre care nu știam mai nimic. Am culmea. -am, nu fusese niciodată spectator la Teatru Dănaz. Deci, eu -am ști... deci ați intrat direct știam pe scena. doar că există teatrul Constantin Tănase pe Calea Victoriei. atât. Dar nu știam nimic. Nu văzusem un spectacol de revistă. Dom'le, ce voce radiofonică aveți extraordinară. Păi cam atât. Filme am făcut puține și roluri mici. Ce filme? Pe la Lucian Pintilie duminică la ora 6, Șarvan creangă, Căldura, Așteptarea Mirianului 2. Cu Jean-Paul Belmondo Ce, sunteți modest, sunteți modest. Dar bine, roluri foarte mici. Am, adică, nu, -am, Am fost. Am înțeles, dar erați în creștere. Și știți că nu trăiesc așa un sentiment de amărăciune. Pentru că nu ați rămas aici, noi suntem perdanții. Noi suntem perdanții, clar. Dar, în fine, așa e viața. Nu voi uita această replică a dumneavoastră, este memorabilă. M-am dus să trăiesc și m-am întors pentru ca să mor. Senzațional. Da, ne întoarcem pe scândura Teatrului Constantin Tănase, unde șase ani, da, e o sumă nu foarte importantă de ani, da, dar, dar am învățat. Alături multe. de cine ați evoluat pe scenă? Foarte, m-am -am nimerit într-o perioadă în care tocmai se stricați cuplul. Nicu Constantin uh, Alexandru Lulescu. Intrând într-un spectacol cu Nicu Constantin am devenit partenerul Volens-Nolens, m-a luat sub aripa lui și am, uh, într-adevăr, de la el am învățat uh, să merg puțin pe scândura Teatrului Tănase, că... că nu prea v-am spus, nu prea știa multe. Și după care... Mă rog, vreun an, doi, am fost așa, după... am fost apoi partener cu Mihai Perșa mult timp, adică până am plecat, practic. Care era mai vechi în teatru, el deja știa mult mai multe decât mine. Domnule Decebal Curta, voi comite o impolităție gravă, probabil, pentru care mă veți ierta. Oricum, din pornire. Mulțumesc, vă mulțumesc, apreciez foarte mult. E, ați plecat doar din rațiuni vitale sau ați fost foarte înamorat și a trebuit să urmați o anume cale a iubirii dumneavoastră? Nu, no, nu, no, nu. Că no. de regulă cam așa se întâmplă, se mai ales în întâmplă, dar, 1981. Uh, aveam doi copii. Aveați doi copii. Pe uh, care uh, aveți. Eram în continuare căsătorit cu mama copiilor mei, evident, am divorțat mult mai târziu, prin 90 ceva. Uh, perspectiva era sumbră pentru ei. Mie mi era pentru copiii copii ați Mie mi era, mi era o vedetă. A, ah, erați căsătorit, mă iertați, da. mă iertați, da, mă iertați. nu, 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 dar nu e nicio chestie. Se întâmplă, te drăgostești, te drăgostești cu de e, da, și o e la vale. Și o la vale. Sau la... La deal. Da, da. <laughs> da deci pentru copii, admirabil. Deci copii, ați, ați renunțat, de fapt, la carieră. Am renunțat la carieră. Și doamna, ce carieră avea? Ce n avea o carieră. era o nepoată de actor. Nepoata actorului Dem Sav. Am, care... înțeles, am Dar înțeles. nu, nu. Era... Da, am înțeles. Shopistă, vânzătoare la shop. Ai... ce copii de ăștia care se uită acum la noi, nu știu ce erau. Da, nu erau ce erau. Da, nici nu îndrăzneai să-i Deci de v-am și spus că mie mi-era Vede tu să vede tu erați în devenire vedetă, clar. Da, Până, aveam, ajuns pe... a, vreau să vă spun ceva. Vă rog. Eu -mi... Propusesem așa, îmi dădusem un termen în ale meseriei, zic, dacă până pe la 35 de ani nu bubui, bubui. Mă rog. Am înțeles. Să, să rup, tot, Să rup, să rup, fiu și eu un Dan Nuțu, un nu știu, ce era la ora Danuțu. mai, da. Și Dan Nuțu a plecat. Da, și Dan Nuțu a făcut taximetrie, ce am făcut Taximet. și eu. Făcut taximetrie? La, New York. La, New York. la New York. Păi numai atât, că altceva n-am știut. Dar, mă doare dar tău, ce am putut să trăiesc în mașina aia, a scris uh, o carte Mircea Meionescu, taximetrist la New York. Și el a fost. Și taximetrist Și dumneavoastră vă că vă scrie o carte. Uh, știți că am vrut? Păi... Am o viață absolut, cu toate ingredientele, tot uh, nebună, absolut nebună. O prin viață ce -am de trecut. actor. O viață de actor, o viață de om. De om. Mă rog. Cu toate, toate aspectele vieții. Tot vieți. timpul am vrut, zic, să mă apuc. Zic, dar cum încep? Cum încep, cum încep cartea? Dar nu cum o încep. Cum se va chema cartea mea? Iar să încep, să spun un titlu, nu știu, de asta. care pun mulți care scriu autobiografii. Poate zic și eu. E, poate că ar fi interesant, rememorând tot ceea ce ați văzut și a trăit în această postură, poate că una dintre cele mai interesante replici pe care le-ați primit de la unul dintre clienți ar face obiectul nu? acestui da. titlu, nu? Da. Da, vă amintiți, cu certitudine veți scrie. Da, Eu sunt convins că internet, veți, am veți am scrie internet. la un moment dat. Dumnezeu, să știți că mi-e bine, nu, nu mi-e rău, dar am așezat da așa în scaun. Am un disconfort. Aproape că dacă n-aș fi în pantalon scurs, m-aș ridica și. Aș, da. Am avut în taxi personaje. Așa e. Rachel Welch, Miles Davis. Foarte interesant. Chiar și, la, chiar și în România e foarte interesant câte știu taximetriștii și câte văd. A, da. A fost o vreme, probabil că și acum sunt unii care își fac serviciul lor, atenție, își fac serviciul lor, având un alt serviciu, se documentează mult mai ușor din postura de Taximetriști. M-ați înțeles, nu? Știu când pleci, știu când vii, știu unde mergi, știu cu cine mergi, ce faci, ce, ce vorbești, ce. Da, absolut. Da? E, fascinantă prezență. Domnule Curta, e, Oana Pelea, pe care eu o ador, e o personalitate deosebită e, și o actriță minunată, dincolo de faptul că este fica Marelui Amza, da, are multe zise, are multe cugetări, metabolizează ceea ce trăiește și ne dăruiește câte o propoziție, așa, sau câte un gând, sau câte... Ce a spune așa? Meseria de, de actor este o meserie de umilință, dar o umilință frumoasă. Așa este? Așa este, da. E o umilință? Da. da. Cine știe în ce moment o fi simțite asta. Poate, poate ai momente din astea de. Umi, în care te simți umilit, dar. nu știu. Da? N-aș. Am fost de acord cu ce a spus și ce mi-a spus dumneavoastră și ce a spus. E, acum asta, a putut dar... să nu fiți de acord. Ar fi, eu eu m-aș bucura adic... să nu fiți de acord. Da, nu m-am simțit umilit niciodată. No. Nu. Nu. No. Ba, vreau să vă spun că făcând un bilanț a, a celor prin care am trecut, tuturor, a anilor pe care am Așa. 71 de ani, am, totdeauna am, am, am fost ultra-ultra uh, bucuros că am reușit să am și săli în picioare care să mă aplaudă. Ce poate fi? Na, păi nici nu ai nevoie de altceva. Nu poate fi. Adică cel puțin un actor. Eu nu cred că. Am avut. N-am fost suiduit, nu au plecat oameni din sală când am jucat eu. În schimb, am avut aplauze. la o parte, modestia, dar sincer, mi-aduc aminte, mi-a mi fost de ajuns. Când am plecat, am plecat cu aplauzele după mine. Și m-au uh, întărit într-un fel. Da, de fapt, e stimulentul de care are nevoie orice da, artist, -au nu? Și -a spus... E o confirmare. Aplauzele sunt o confirmare, da. nu? Mi-a fost mai ușor, gândind uh, că am fost aplaudat. Mi-a fost mai ușor acolo. Țară minunată, altfel, dar uh, e grea. Cel puțin e grea pentru început. E grea, și pentru sfârșit. E grea, oricum. E grea, oricum. Da. Nu e pentru oricine, și mai ales o structură, mă rog, delicată, ca să spun așa. Ești robot și cam atât. Dar vreți să vă spun iertare? Vreau să vă spun, sigur că. Uh, nu. Dacă știam că și România va deveni o țară grea, nu mă întorcem. Mi-e greu, și aici. E, vezi, da bine, uh, mi uh... e mai ușor că <laughs> sunt cu ai mei Aplauze, aplauze <laughs> domnule E de mai ce ușor că curcat. sunt cu ai mei, dar da, e greu Suferim împreună e greu. E, da, nu, Din eu... păcate, nu mă așteptam să fie greu, mă așteptam să fie ușor, Nic mai ușor Nici noi nu ne așteptam să fie, noi da. cei care eram aici, noi ne-am așteptat că pff, da. va fi minunat avem și noi vina noastră, nu numai cei care au pretins că ne-au condus. Dacă mă duceți în zona bizonilor, eu așa le spun acestor nemernici care au pretins doar că ne-au condus în ultimii 27 de ani. E vina noastră pentru că profesia, adică politica este o profesie și noi nu avem profesioniști în politic. A fost Iliescu, dar el a fost. el e primul vinovat care ar trebui, trebuie judecat și pedepsit. Clar, clar. El a dat startul distrugerii României. El era un profesionist, dar deformat. Și deformat da? și era de mic. Da, da. Profesioniști. Dar profesioniști în, în politic, dacă am avut 2-3 pe parcursul la 27 de ani, sunteți o rușine, cei care pretindeți și, și nu aveți simțul măsurii. Dom'le, m-ați deviat la politic, gata, atac, nu mai. Sunteți o rușine, sunteți niște tâlhari. Eu sper să fiți judecați și pedepsiți conform normelor scrise și nescrise. Da, mă rog, Sunt legislația. cu dumneavoastră oricum. Știți? Sunt cu dumneavoastră Voi vă mulțumesc, sunt niște nemernici, sunt niște nemernici. Au pretins că ne-au condus, au distrus țara. Acum se ceartă, se iei ceva Eu de groază. Se ceartă la, la în fața camerelor. Nu, nu, că nu, se, se 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 bat, acum se și bat, se și bat între ei, da, se, se bat pentru putere, da, da. dar după aia se duc la un șpiță împreună. A, bine, bine, sigur, sigur, și opoziția, că noi nu avem opoziție, da. nu avem nici stângă, nici da. dreaptă. Nu știu dacă se no. cunoaște, ei cunosc foarte bine termenul acesta de opoziție, cred că nu-l cunosc. Eu, da, în fine, doamne, doamne, în fine era să... Da, reprim acel adjectiv care mi-a venit până da. aici și l-am înghițit și nu voi metaboliza. Da, da. Rostiți-l dumneavoastră, rostiți ce doriți acolo. Ne, ne oprim cu politicul da, pentru da, că, că oricum sunt ne ajungem, niște... nu ajungem nicăieri. No, sunt, sunt, <laughs> niște, sunt, sunt niște creaturi imposibile fără simțul măsurii, fără ce este da. în Europa acum și pe planetă, mai ales, e dezastru. dezastru. Și ei se, se bat pentru putere și mai ales pentru a și apăra pielea, pentru că toți da. sunt infractori internaționali. Absolut. Toți. Absolut. Toți. Și acum se apără și apărându-se pretind că, ne, că fac pentru țară. Nu fac nimic. Sunt, sunt niște măscărici. Chiar. Gata, am încheiat, am încheiat. Clau, clownul de... Claun. e un mare artist. Ei, clown. Ei, sunt niște lui clown lui. De, de, piață. Nici de, mă de măscări. Nici Nu, -no. infractori internaționali, semi-analfabeți, bătuți în cap, niște neisprăviți, niște rebuturi ale speciei și ale neamului, Punct, Agramații. Și vai de capul vă. În fine. Mă iertați, mai avem doar 9 minute din cadrul acestei întâlniri, am mâncat 2, 3, 4, 5 minute cu bizonii, dar ai, inevitabil. Hai, nu puteam. E, nu puteam, nu, nu puteam. <laughs> Dumneavoastră cum i-ați calificat pe acești neisprăviți? Păi, mi-ați furat vorbele din Vă rog să cap. mă iertați, am greșit, nu mai fac. Când ne mai întâlnim, <laughs> da, da. Să Ei, da Dumnezeu să sănătoși. Da, Doamne nu ce să-i Niște impotenți din toate punctele de vedere. Niște neaveni, nu știu. Cum nu pui mâna ei, Doamne? Cum nu pui mâna ei? <laughs> da să în două cete. Da, invocăm Eminescu, invocăm Vlanțepe și adesea și pe noi ne-au distrus. ne-au distrus țara, nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic, 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 nimic. Frontierele sunt niște convenții, dar nu mai ai resurse pentru că le-am pierdut. Ca proasta în târg, v-am mai spus eu, ca proasta aia de pe centură. Ai rămas fără nimic. Cam așa, nu? Da, Am da. pierdut tot! Am pierdut tot și uh, perspectivele nu sunt prea roz. Da, vom vedea ce se întâmplă în Franța, în Germania, în alegeri. Nu știu, în Olanda. astăzi în Olanda ce a da. fost. Că da, vom vedea. Vom nu e ce bine se deloc. Dacă să trebuia să punem iar mâna pe cărțile de limba rusă, poate. E, cred că, ceea ce spuneți, dumneavoastră, mulți spun că, o, nu, este foarte posibil. Este foarte posibil, pentru că nu am avut o relație cu Rusia.

distrus toate fabricile și toate astea ca să Întorci nu mai... Întorci posteriorul marii Rusii care e consumator. Nu putem noi produce păi cât da. consumă în toate punctele și de vedere. Și oricum e puternic. Oricum ar da, face. Da, da. Mă rog, vom vedea. Dom'le, eu în limba rusă știu să spun da, atât. Nimic mai mult. Eu am fost cel mai bun la limba. Perfect, înseamnă că... Da. Voi înseamnă supraviețui. Că vei supraviețui. <laughs> Dom'le, e posibil. Mă tem că deja zonele de influență și le-au le împărțit marile puteri. Da, 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 Și mă tem că, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, în ciuda tuturor viselor, inconștienților mai ales, mă tem că am rămas în partea de est. Vom vedea. Să vom vedea ce Dumnezeu se va întâmpla. Să nu fie așa. Să dea Dumnezeu. Da. E, pentru că noi independenți cu adevărat nu am fost niciodată, zicem că suntem o țară mică nu, suntem o țară importantă, sau am fost din toate punctele de vedere, absolut, acum nu mai contăm nu mai avem nimic, da e, mă întorc la dumneavoastră fascinantă întâlnire mulțumesc, dacă ne ajută Dumnezeu, ne vom revedea în cadrul acestei emisiuni la o altă ediție firește, mai avem 4 minute pe care <coughs> vi le ofer, vă rog să mă iertați, am avut un disconfort pe când vorbești de bizon se pune în nodul da. în Nu, no, tu șești, faci, faci încă eu, eu am scăpat ușor da e, sigur că nu vreau să facem spectacol aici, nu este cazul dar totuși să ai un actor lângă tine care e clar, are simțul am o întrebare da. dramă sau comedie? comedie comedie care e mai grea decât drama, mult mai grea, trebuie să ai... Am jucat și ceva drama, mi-a fost mai lejer, la comedie e puțin mai greu. Puțin mai greu, Ce e greu să faci niște oameni să redă să te mai și aplaude. Da, 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 și nici să nu te uite. Acum vă fac o mărturisire și dumneavoastră, mai ales dumneavoastră, pe domnul Decebal Curta, eu nu l-am cunoscut. Ne-am întâlnit în urmă cu 20 de minute aici. E, nu e puțin lucru, mă socotesc norocoasă, și pentru asta trebuie să-i mulțumesc prietenului nostru Cristian Popescu. Da. Pentru că altfel noi nu ne-am fi cunoscut. Așa. Și să identifici, să găsești oameni de valoare care aparent sunt uitați, iată că nu dintr o solidaritate de breaslă nu, Cristian da. Popescu, știți, brașoveanul nostru, așa, dar și din prietenie. E un da. om, el este o prietenie un om. Un om, și un om. Am fost colegi, Cu Actor, cântăreț. Actor, da. cântăreț, da, oameni frumoși da. Da. E, așa pentru ca totuși să nu se confirmă că telespectatorii cred în, în emisiunea insuportabilă. <laughs> clar că este domnul curta de, de ceva al curta un actor. Așa, ne răsfățați un minut, două, spre final. Cu ceea ce ați dorit dumneavoastră, să rostiți din ceea ce ați rostit, fie pe scenă, fie înainte, fie... Da, din păcate nu mai știu multe, dar mi-aduc aminte poezia care am intrat la, la IATC, IATC. președinte de comisie fiind maestru Ion Finteșteanu, care mi-a dat zece, cool, și mi-a zis Moncher, mai mult de 10 nu știu, altă notă. Și uh, vă rog. asta facea parte din suportul ăla de care vă spuneam când am plecat. da Și poezia scrisoare mamei a lui Esenin e singura că de, pe care am știut, fost uh, prieten, poate e mult spus, prieten cu Nichita Stănescu, Uh, am, fost, uh, am, fost, în niște șprițuri, cum ziceam noi. Ah, m-a topit Mă rog, șprițurile care erau de fapt voci. Da, mă rog. Deci, scris și Johnny în... Un... precis. Da, bine. Ah. Da. teatrul Teatru din Pod era la Casa de Cultură a Studenților, unde... Negreșit trebuie să ne revedem. Foarte, cânta, foarte, cânta foarte la bas revedem. atunci, când eu l-am cunoscut. Ah, okay. La bas rece. La contrabas. După aia a trecut la pian și la... Da. Da, haideți, măcar câteva, câteva versuri Bro, de scrisoare da, din Esenin. But... Ce mult îl iubesc pe Esenin. Da. Da. A fost și slăbiciunea lui Nichita Stănescu. Da. da, da. da. Se cheamă scrisoare mamei. Tu tot mai trăiești, bătrână mamă, Ție cu supunere manchin, nchin Mica-ți casă, seara de aramă, Lumineze-o pașnic și senin. Mi se scrie că ești tulburată, că ți-i dor de mine neîncetat, că ades baz drumul supărat în paltonul vechi și demodat. Mamă, nu-i nimic. În seara albastră ți se năzare gând pustiu ce lacrimei dă val, că la crismă într-o încăierare mi s-a fipt în inimă în pumnal. Mamă, nu-i nimic, Delirul fură gândul tău ducându spre prăpăd. Dar nu-ți chiar în așa măsură ca pierin să nu te mai revăd că am trecut, mi inima duioasă. Am un vis, un vis pe care îl storc, să mă smulc din dorul ce mă pasă și la noi acasă să mă întorc. Eu voi reveni pe când răsfață pomii în floare satul meu tăcut. Dar să nu mă scol de dimineață cum opt ani de zile ai făcut. Nu trezi de șertăciunea crudă și nici regretul că mă risipesc. Prea devreme pierdere și trudă mi-a fost dat trăind să pătimeți. Fieți, deci, neliniștea uitată. Nu mai duce dorul neîncetat și nu mai bate drumul supărată în paltonul vechi și demodat. Poate trebuia ceva mai vesel, dar nu -ați mai spus știu. spus pe gânduri, aș, nu, așa merităm. Eu vă mulțumesc pentru... Ați interpretat, nu ați recitat ceea ce este minunat. Da, întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit. Nu am apucat să vă cunoaștem foarte bine, promit că ajutorul Dumnezeu dacă suntem sănătoși și v-aș ruga dacă doriți să-mi promiteți și dumneavoastră oh, o nouă oricând, revedere. Oricând, oricând aici. Sunt, sunt da? nemaipomenit de, de bucuros că v-am cunoscut. Și... A, și eu, deopotrivă, sunt încântată, sunt onorată. Vă mulțumesc din toată inima și mi-ați lăsat un, 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 un gust într-adevăr dulce, amar eh, prin prezența dumneavoastră și prin potențialul dumneavoastră dulce și prin replica aceea pe care nu o voi uita niciodată, dar m-a înduioșat. Am plecat să trăiesc, m-am întors pentru ca să mor. E, asta este o declarație de dragoste senzațională față de neamul tău și de țara ta: să te întorci să mori acasă. Nu acum, mai aveți, dar. Da. Mare lucru. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate, viață lungă și frumoasă. Eu vă mulțumesc foarte Oameni mult. Oameni bun. atât pentru astăzi, mulți dintre ai noștri, cei fugiți de acasă, de foame, după anii 90. Și de umilință, și de disperare, și de, de, de toate relele, se vor întoarce acasă. Nu pentru ca să moară, ci pentru ca să trăiască, să continue să trăiască. Îmi doresc din toată inima asta, depinde și de noi. Gata, tac, pentru că este finalul acestei ediții. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne, ajută!